controversa momentului. Deschide România poarta pentru deșeurile din Uniunea Europeană în condițiile în care deja suntem groapă de gunoi? Garda Națională de Mediu cere într-un proiect de ordin al Ministerului Mediului deschiderea unui punct de trecere în portul Brăila, dedicat accesului deșeurilor în România, când de fapt noi trebuie să stopăm intrarea gunoaielor pentru că avem legi clare. Este alături de noi doamna Grațiela Gavrilescu, a fost ministru al Mediului și membru Partidul Uniunii Social Liberale. Bună ziua, doamna Gavrilescu, ce facem când vedem această propunere? Trebuie să specificăm că nu se cere prin acest ordin comun al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul de Interne numai deschiderea unui punct de frontieră la Brăila, ci și în aeroporturi, cam toate aeroporturile din România. Avem o legislație în vigoare europeană, deci încă ceva în plus. Avem legislație europeană în vigoare pe care o respectă toate țările UE privind transportul de deșeuri, atât importul cât și exportul. Eu nu înțeleg de ce trebuie să suplimentăm aceste puncte de frontieră, ci în loc să fim mult mai atenți, pentru că a deschide aceste puncte de frontieră înseamnă oameni, înseamnă supraveghere strictă, înseamnă multe altele. Eu consider că este nevoie la ora actuală să fim foarte atenți la tot ceea ce se introduce în țară, pentru că atâta timp cât nu te gândești numai la fierul vechi care ar putea să intre, bineînțeles, prin portul Brăila. Eu mă gândesc acum clar la ce se întâmplă în aeroporturi. Păi ce se întâmplă în aeroportul DHL-ul sau alte societăți care transportă materiale textile sau materiale mici, gen electronice și electrice. Eu cred că deschidem o cutie a Pandorei și în felul acesta se creează zona de băieți deștepți, așa cum este și energie, facem o similitudine. Și uitați-vă cum unii o să se îmbogățească și în loc să se introducă în țară deșeuri reciclabile, deci deșeuri din care să poți să profiți și din care să poți să creezi o nouă materie primă, introducem așa zisele gunoaie și s-ar putea să deschidem cutia Pandorei aici în România. Foarte este important. Strict interzisă prin legea europeană și legea din România să se deschidă o astfel de poartă, pentru că importurile și exporturile de astfel de deșeuri sunt interzise. Deci eu cred că ar trebui să fie mult mai atenți la modul în care se poate colabora și se poate lucra astfel încât să nu avem probleme. Mulțumesc, doamna Grațiela Gavrilescu. O să mai discutăm despre acest lucru. Poate se retrage ordinea.